Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală cu fenomenul sportiv din județul Teleorman. Dragi prieteni, așa cum vă spuneam și săptămâna trecută, atunci când ne luam la revedere și ne dădeam întâlnire pentru această după-amiază de luni, în această zi, în începutul acestei săptămâni, discutăm despre handbal. Și, dragi prieteni, dacă spunem handbal în Teleorman, inevitabil spunem Liviu Candidatu. Profesorul Liviu Candidatu, prezent în studioul Sport Sud Special. Bine ați revenit, domn profesor, și felicitări în primul pentru rezultatele din sezonul acesta. Bine m-am găsit. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Domnule profesor, un debut de sezon foarte, foarte bun pentru Atletico Alexandria. Aveți 3 victorii și un egal. Un egal consemnat chiar ieri la Polivalent, un 23-23 cu formația a doua puternicei CSM București la Polivalenta Alexandreană. În rest, numai victorii. Aveți 10 puncte după 4 partide și ocupați poziția secundă în clasamentul Seriei A din divizia de handbal masculin. Să spunem iubitorilor sportului cu mingea mică că divizia A reprezintă eșalonul secund al handbalului național, primul eșalon, nivelul cel mai înalt la nivel național, Liga Zimbrilor. Da? Și da, a florilor la feminin. La feminin, da. Atletico Alexandria ocupă poziția a doua în seria întâi din această divizie A. După 4 partide, rezultate absolut meritorii, pentru care, de adevăr, trebuie să vă felicit, pentru că nu ne întâlnim în fiecare an așa. Și Atletico Alexandria nu era una dintre formațiile care să vină cu un buget foarte mare, cu o infrastructură care să îi permită să treacă ca un tăvălug prin această competiție. Foarte valoroasă și ea, dacă stăm să o analizăm, și cu nume și orașe, centre handbalistice de mare forță, atâta cât mai sunt în România, în țărișoara noastră dragă. Felicitări încă o dată și vreau să mă întreb dacă atunci când ați pornit la un nou drum în această toamnă, preconizați în mod real o astfel de desfășurare de rezultate. Este adevărat că obiectivul pentru anul acesta este mult mai îndrăznesc decât cel pe care l-am avut anul trecut, și anume clasarea în prima jumătate a clasamentului, mai precis locurile 1-4. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv s-au făcut investiții destul de mari față de anul trecut. Așa, aici mă refer în primul și în primul rând la salarizarea sportivilor. Ne-a ajutat foarte mult și modificarea legii finanțării sportului, în speță ordonanța 38/2017. Primăria municipiului Alexandria ne-a alocat o sumă mai mare de bani anul acesta. Noi am reușit să păstrăm jucătorii de valoare pe care i-am avut anul trecut și să completăm cu 3-4 jucători buni lotul, și vă spun, din punctul meu de vedere, nu sunt întâmplătoare aceste rezultate. Mă bucur foarte mult că în primele 4 etape am jucat cu echipe valoroase și am reușit să luăm puncte. Am reușit să obținem 3 victorii și un egal. Noi ne doream, inclusiv meciul de ieri, de duminică, cu CSM București, să obținem victoria, dar așa a fost să fie. Bine, discutând aparent ceea ce s-a întâmplat la jocul respectiv. Este adevărat că putem să obținem și victoria, dar în continuare avem jucătorii incerți, jucătorii pe care noi ne bazam să joace de la începutul campionatului, dar din nefericire pentru noi, în primul rând, ei nu sunt apți, și asta este unul din motivele pentru care ieri am avut o evoluție mai slăbuță față de celelalte jocuri. Domnule profesor, ați trecut în revistă așa, până la urmă, ingredientele unui debut de succes, unui debut cu 3 victorii și un egal. Să dăm citire și concret rezultatelor. În prima etapă a jucat acasă, ați câștigat la limită 32-31 cu Dobrogea Sud Constanța. Din nou în etapa a doua ați jucat
la Alexandria, o victorie mai clară de data asta, 4 goluri diferență, 30-26 cu Danubius Galați. După care ați mers la Buzău, o victorie din nou la limită, 25-26 în favoarea lui Atletico Alexandria și în fine meciul de ieri cu echipa secundă a CSM-ului din București, 23-23 la Polivalenta din Alexandria. Spuneați că au fost niște schimbări la nivelul actelor normative la nivel național care a permis forurilor locale să vină în sprijinul activității handbalistice din Telorman, care, să o spunem, are în fruntea ei pe Liviu Candidatu un personaj înunicat, adică altul nu mai e la momentul actual. Asta este o problemă mare. E o problemă pentru ceea ce înseamnă mișcarea sportivă handbalistică în speță. Poate fi un avantaj pentru Atletico Alexandria, pentru că banii care se dau spre handbal ajung pe la, sunt, eu știu, distribuiți și investiți sub îndrumarea dumneavoastră, dar dacă ne uităm așa, un județ cu o singură formație profesionistă, aceea în eșalonul secund, nu e tocmai fericit peisajul. Într-adevăr, nu este un peisaj fericit, ținând cont de faptul că... Și durează de câțiva ani, în realitate. Da, numai în Alexandria mai sunt echipe de senior la nivel național. Deci aici este problema. Dacă ar mai exista la nivel de județ cel puțin centre de juniori, nu vorbim de seniori, centre de juniori, atât la basket, handbal, fotbal, care să activeze la nivel național, lucrurile ar sta din punctul meu de vedere cu tot și totul altfel. Pentru că este greu. Gândiți-vă că la nivel național, la nivel de județ, este o singură echipă înscrisă în campionatul național de juniori de handbal, atât la, deci, la handbal, cât și la basket este aceeași problemă, la volei este aceeași problemă. La volei există echipă? Există echipă, da. Clubul sportiv școlar are secție de volei, cu echipe de fete, o echipă de fete care participă în campionatul național. Da? Anul acesta, spre bucuria noastră, și fotbalul de la nivelul CSS-ului este înscris în campionatul republican. E un pas. Este un pas, dar este puțin. Vă spun că este puțin. Comparând cu celelalte județe, unde sunt cel puțin două, trei echipe la nivel de juniori înscrise în campionatele naționale și care reprezintă practic o pepinieră. Pentru activitatea de seniori. Pentru activitatea de seniori. Pentru nivelul de seniori, profesioniști. Da. Bună, profesor, să vorbim puțin de Atletico Alexandria, un proiect care, iată, atunci când este alimentat cât de cât decent din punct de vedere financiar, el naște performanță și naște, până la urmă, și un bun renume și prestigiu pentru oraș, pentru oraș și pentru județ, pentru că echipa se cheamă Atletico Alexandria, da? Pe orice tabelă de marcaj, din orice sală importantă din orașe, precum Bacău, Buzău, București, Galați, Constanța, Târgoviște, Brașov, Botoșani, pe unde merge această formație, un rezultat bun, publicul de acolo, sute de persoane, poate și mai mult, peste 1000 de persoane, vede numele Alexandria, da? Bine reprezentat. Asta e un lucru bun. Spuneați că ați primit mai mulți bani de la primăria Alexandria. Punctual, vreau să vă întreb, cum se constituie bugetul, adică de unde vin sursele de la Atletico Alexandria, care e un club privat, am înțeles, sunteți o secție a clubului care includea și baseballul, da? V-ați aripit acolo. De unde vă vin banii? În afară de acest sprijin financiar prin ordonanța 31 de care aminteați mai devreme. 38. Da. Bugetul în mare parte, 90% din bani, vin de la primăria municipiului Alexandria. Printr-un contract de asociere pe care clubul nostru îl are cu primăria municipiului Alexandria, diferența de 10% reprezintă aportul clubului din sponsorizări. Aveți asemenea lucru? Sau pentru Atletico Alexandria la nivel global, pentru că acolo e și secția de baseball? Da, sunt câteva firme care ne sponsorizează. Da. Financiar sau în natura? Financiar. Înțelegând asigurarea transportului, asigurarea unor baxuri de apă plată, diverse consumabile atât de necesare.
în activitatea sportivă și care n-ar trebui să dea bătăi de cap celor de pe banca tehnică sau sportivilor, da, și nici conducătorilor. Aici este o discuție mult mai amplă. Deci avem finanțare în bani, din sponsorizări, și finanțare în natură, cum a spus dumneavoastră. Între ghilimele, da. Da, deci... da. De exemplu, furnizorul nostru de servicii de cazare, de masă, ne sponsorizează într-o oarecare măsură și cu aceste servicii, cu prețuri mici la aceste servicii. De foarte multe ori servim masa acolo și este un aport din partea dumnealui. Mai este și firma Coyo, SA România, care ne ajută financiar. Restaurantul Casa Papa Chip, care era... Ok, gata cu denumirile. Da, am înțeles. Da. Bun. Pun o întrebare care acum mi s-a firmat acum în minte. Sunt una dintre firme, ați amintit-o, o firmă foarte importantă, cândva și mai importantă în peisajul județean, da? La fotbal, în special. La fotbal, în special, da? Fost Alormentul, cum e cunoscut în tot orașul, un întreg cartier ținut în viață și născut datorită acestei firme. Ea nu mai poate, spre exemplu, să vă adopte? Adică să vă facă, eu știu, un club de firmă care să fi sponsorizat. Olchimul, știți, pe vremuri, era cât a fost. Silcotub, Zalău, handbal, nu? Da. La fetele știu mai bine. Nu se mai poate gândi o astfel de întâmplare și la Alexandria? Eu vă vorbesc acum din postura de antrenor. Dacă intrăm pe aceste probleme pur economice, financiare, pot să vă spun până la o anumită limită, pentru că este greu să răspund și de aspectele financiare. Andrei Mirescu este președinte. Da, Andrei Mirescu este președintele clubului, el fiind și președintele Federației Române de Baseball. De baseball, un personaj important într-o anumită parte. Da, da. Și da, om de afaceri prosper. Și om de afaceri prosper. Și inteligent. Da, firma lui sponsorizează activitatea de baseball într-o oarecare măsură, pe lângă banii care vin de la primăria Alexandria. Se poate. Ceea ce spuneți dumneavoastră este ideal. Așa ar trebui să se întâmple. Dacă s-a putut în comunism, de ce n-ar face și capitalism? Da. Deci nu văd care e problema. Adică nu... da. Acum, fiind o firmă privată acolo, lucrurile stau altfel. Oamenii trebuie să știe concret ce se întâmplă cu banii în momentul în care... intră sub administrația lor financiară. Da. Încă n-am ajuns, din ce știu eu, încă n-am ajuns până la nivelul acela. Este un punct de plecare ceea ce spuneți dumneavoastră și faptul că ei au dorit să ne ajute, să ne sprijine activitatea. Însă rămâne de văzut ce se poate întâmpla pe parcurs. Cât consumă secția de handbal? Atletico Alexandria, handbalistic vorbind, într-un an calendaristic sau într-un sezon, ca să înțelegem așa, dacă ar fi un efort supraomenesc pentru o firmă? Poate este, poate. O secție, secția de handbal consumă atât cât are alocat. Nimic în plus. Da, da. Deci în momentul în care... fost diplomat în plus. În momentul în care se face lotul de jucători, vă dați seama că acel lot de jucători costă. Da? 2 lei, dau exemplu. Noi știm într-o oarecare măsură pe ce buget ne putem baza și de acolo ne facem cheltuielile pentru anul. Pentru că una, mă spus că... nicio problemă, vă rog. Anul competițional se întinde prinde 2 ani calendaristici, ca și finanțare. Și finanțarea, ce înseamnă? Din luna iulie, când începem noi activitatea, da? Până în decembrie. Și în această perioadă avem pregătirea precompetițională, perioada precompetițională și turul de campionat. Din ianuarie până în la sfârșitul lunii mai iunie avem returul, care iarăși intră pe alt exercițiu bugetar. Dacă vorbim de autorități locale, bani publici, bugete publice. Da, 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 probabil da. Că așa e și cu un agent economic. De exemplu, la firma de care am amintit mai devreme, de care se ocupă cu Rulmenți, la ei lucrurile stau altfel. Bugetul la ei vine de la Tokyo. Și anul bugetar la ei începe la 1 martie.
Deci știam că sunt total diferite. Chinezii au alt calendar sau și ei, și japonezii și au... Și japonezii au alt calendar, da. Da, da. Interesant ce spuneți. Da. Să știți că întotdeauna, cred că e un județ sărac și cei care spun și constată asta nu vor obosi niciodată să spună acest adevăr. E încă valabil și va fi mult timp valabil de aici încolo. Sunt în continuare agenții economici puternici, suficient de puternici, încât să susțină o activitate gen handbalul reprezentat de Atletico Alexandria. Și nu numai acea firmă. Acum, cum discutați, cum sunt legile, cum, cât de dispus sunt ei să înțeleagă și să riște? Este problema. Cât sunt ei de dispus să dea? Au mai fost încercări, da, și cu fotbalul și... Străinii, să știți că sunt sceptici în privința finanțărilor... Tocmai la cei străini, mă gândeam. Da, în privința finanțării acestor activități. De ce, domn profesor? Ce îi reține? Probabil este rezultatea românilor. Asta e concluzia mea. Și noi tocmai asta. Societatea românilor care activează concret cu sportiv, care lucrează ei. Sau cei care intră în staful administrativ. Vă referiți la seriozitatea Parlamentului care schimbă legile? Nu. Mă refer direct la deci, finanțator și cel care beneficiază. Da. Aici trebuie să fie o relație bună. Da, păi eu cred că Hambal până acum, prin nivelul calitate, a dat dovadă că serios a fost. Adică cu performanțe mai mult sau mai puțin grozave și spectaculoase în funcție de ceea ce a permis bugetul. Pentru că fără buget nu se poate face nimic. Dar seriozitatea ați avut. Seriozitatea și încăpățânare să rezistați. Că... Da. Dacă ne uităm pe lista aceea cu echipele din seria noastră, din ce cunosc eu, suntem orașul cu cel mai mic număr de locuitori. Nu știu, Megidia e mai mic, e mai mare decât... Da, făcând o excepție, Megidia. Buzău e mai mare. Megidia, probabil. Galațiu e sigur mai mare, Constanța mai mare, Târgoviște, cred că e și Târgoviște mai mare. Și Târgoviște mai mare. Da. Brașovul, nici atât, e mai mare. Și Botoșanu, și nume importante, adică care au activitate sportivă mult mai închegată și mai dezvoltată decât tot ceea ce înseamnă fenomenul ăsta. Până la urmă, sport nu înseamnă bani. Da? Nu mai spunem de handbal, că și handbal înseamnă bani, pentru că la momentul de față handbal în România este destul de bine dezvoltat, se investesc foarte mulți bani în echipele de Liga Națională, nu mai vorbim și de echipele de Liga a doua. Încă o paranteză aici, vreau să vă spun că echipa CSM București și Dobrogea Sud Constanța, la jocurile care le-au avut cu noi, au avut 3-4 jucători de la Liga Națională. Asta este o problemă din punctul meu de vedere. Ei au echipe unde aduc acești jucători, au echipe unde nu, au jocuri la care aduc acești jucători și jocuri la care nu aduc acești jucători. Și din punctul meu de vedere, egalitatea de șanse și clasamentul este inevitabil influențat oarecum mincinos. Da. Oarecum mincinos. Da, da. Deci la jocul nostru pe care l-am avut acasă cu Constanța, au avut 4 jucători de la Liga Națională. CSM București a avut 3 jucători de la Liga Națională. Da? Și ați făcut față până la urmă. Am făcut față, dar acum intrăm un pic în aspectele tehnico-tactice. Noi avem 8-9 jucători de reală valoare. Ai 2-3 schimbări maxim. Și în handbal te uzezi repede. Te uzezi repede. Să duci 60 de minute cu 8 jucători, 9 jucători, este foarte greu să duci la... Câți jucători aveți în lot care au contract? În lot avem 15 jucători. Destul de puțin. Da. Chiar și în vremuri în care toți sunt valizi din punct de vedere fizic. Adică da, nu 15 sunt jucători, dintre care unul pe care ne bazăm aici, mă refer la Sava Dorian, încă nu este refăcut complet după o operație pe care a suferit-o în vară la genunchi. Ieri am avut neșansa să mai pierd încă un jucător pe o perioadă de cel puțin 7-10 zile. Un jucător din primii 7, aici mă refer la Marian Clipea, a făcut o întorsă destul de urâtă. Și în momentul ăsta, când îți dispar 2 jucători din cei 9 jucători, rămâi în 7. Și să joci în 7 jucători, că nu ai cum să joci în 7 jucători tot meciul, 60 de minute. Și aici intervin marile probleme de care noi ne-am lovit și anul trecut. Sportive și handbalistice. Da, nu... da. Noi, la momentul de față, nu ne permite să avem o bancă de rezerve aproape egal valoric cu jucătorii titulari. Aproape nu vă permite să o aveți nici numeric.
Da, nici numeric. În, în mod regulamentar trebuie să înscriem 16 jucători pe raportul de joc. Pe foaia de joc. Dar măcar 10-12 trebuie să iai ca să cât de cât să fie treaba, angrenajul echipei să funcționeze. Pentru că, cum era, faza de apărare, faza de atac, schimbări. Exact. Trebuie să ai cel puțin două schimbări Crispări pe de apărare. Formă, deci nu merge jocul. Deci jucători constant. La nivelul la care se joacă handbalul astăzi, dacă nu ai cel puțin doi jucători pe care se poți să-i schimbi pe cele două faze, atac, apărare, nu poți să reziști. Reziști 40-45 de minute, dar nu poți. Sport foarte, foarte intens și în ciuda faptului că la televizor pare un sport al domnilor, este un sport al domnilor, dar este și foarte dur. Fiecare contact e foarte solicitant și trebuie să fii bine pregătit fizic și uneori nu poți să duci în funcție de intensitatea jocului să duci 60 de minute, iar cum spunea și domnul profesor, faza de atac e una, dinamica apărării e cu totul și cu totul altceva. Eu sunt bucuros pentru faptul că în aceste prime patru etape am reușit să luăm puncte cu echipe puternice, cu echipe din prima jumătate a clasamentului, da? Și de acum încolo urmează, să zicem, unele meciuri mai lejere, mai ușoare. În afară de etapa 5-a, când mergeți la Bacău. În afară de etapa 5-a, într-adevăr, în care mergem la Bacău, sâmbătă se va juca meciul la Bacău. O echipă care și-a anunțat dorința de a promova direct în Liga Națională. Aici pot să vă spun că locul 1 intră direct în Liga Națională, locurile 2 și 3 merg la turneul de baraj de promovare, retrogradare în Liga Națională. Ei au spus din start că vor să promoveze direct în Liga Națională. Va fi un meci foarte greu, sunt convins de treaba asta și jucătorii știu lucrul ăsta, le-am spus și știu și ei lucrul ăsta, dar ne jucăm șansa, fără doar și poate. Ne dorim victoria, bineînțeles, la fiecare joc pe care îl câștigăm, sportivii au și premieri și este normal ca toată lumea să-și dorească victoria. Dar până atunci trebuie să ne refacem, după un joc foarte greu pe care l-am avut duminică, să reglăm ceea ce nu a mers la jocul respectiv și să abordăm cu încredere jocul de sâmbătă. Sunt despre poziție de turneu de baraj. Poziția a doua merge să luptați, dacă s-ar fotografia acum, s-ar îngheța fotografia cu acest clasament. V-ați lupta? Da. Deocamdată este prematur. Sigur, este prematur. Sportiv, sunt sportiv, patru etape din nouă care sunt în turul de campionat. Da, urmează pauza. În pauza dintre tur și retur se pot face o grămadă de schimbări, atât la noi cât și la celelalte echipe. Intervine factorul financiar de la 1 ianuarie 2018. Întârzierile adoptării bugetelor. Da, ceea ce vorbeam mai devreme. Întârzierea adoptării bugetelor și așa mai departe. Trebuie să știm pe ce buget ne bazăm de la 1 ianuarie 2018 până la terminarea returului. Este prematur, din punctul meu de vedere, să vorbim despre multe variabile, promovare. Domnule profesor. Da, multe variabile. Da. Dar eu mă bucur de faptul că am reușit să aducem câțiva jucători de valoare. Primăria Alexandriei, în speță domnul primar, a înțeles cum stau lucrurile în această activitate și ne bucurăm de tot sprijinul dumnealui. Nu rămâne decât să știm noi să gestionăm lucrurile și să avem și șansa de a nu mai avea jucători atât de mulți accidentați. Că asta este o mare problemă pentru noi. Domnule profesor, spuneam la începutul emisiunii că sunteți un personaj cu valoare de unicat la ora actuală. Întotdeauna sunteți omul care vă identificați de ceva ani aproape de unul singur cu handbalul din Telorman. Nu doar din Alexandria. Am vorbit despre Atletico Alexandria, care este un club profesionist, care are alte reguli de desfășurare, alte principii de organizare, alt nivel de așteptare. Dar ce vine din urmă? Ultima oară când ne-am întâlnit, erați oarecum trist, dar în același timp hotărât să continuați sădirea microbului handbalistic în Telorman, adică să nu lăsați handbalul să moară și să mai cultivați pepiniere de tineri handbaliști. Ce ați mai făcut? Ce ați mai reușit, dacă ați mai reușit?
Și pe unde? Mă declar într-o oarecare măsură mulțumit de următorul aspect. Doi dintre componenții echipei noastre sunt studenți în an terminal, în anul 3, la Facultatea de Educație Fizică și Sport, la București. Ei, dorind să-și obțină specializarea handbal, în următorii 2 ani la master. Asta este regula acum. Altfel nu putem. Fără oameni pregătiți nu avem cum. Și am reușit să aduc lângă mine un antrenor de handbal, din păcate, din afara localității, de la Caracal, e vorba de colegul meu, Paul Păun. L-ați avut la CSS sau la Atletico Alexandria? La Atletico Alexandria. Da, ca să ducem la CSS, acolo discuția este mult mai complicat cu statele de organigramă. Nu, trebuie post aprobat acolo de minister. Da, e mult mai complicat să aducem la nivel de CSS. Simplu profesor până la CSS, e atât de complicat. Păi da, îți trebuie specializare. Îți trebuie specializare. Aici este problema. Sunt câțiva profesori cu specializare, dar la CSS lucrurile stau altfel decât la o școală. Încadrarea... Ce performanță, da? Nu e vorba neapărat de performanță. Asta vine muncind. Problema este la CSS, dacă vii, nu ai sâmbătă, nu ai duminică liberă. Ai competiții. Ai competiții, da? Pe când un profesor care este la școală are aceeași încadrare de 18 ore, dar sâmbătă și duminică stă acasă. La și școală, în restul săptămânii de la școală, mai apare o oră, două suplimentare, mai apare o dirigenție care înseamnă ceva bănuț. O gradație de merit. O gradație de merit. Asta poți obții și la CSS. Și lucrurile sunt mult mai simple la școală decât la CSS. Da. Și asta este iarăși un alt aspect. Salariile practic sunt aceleași. Aceleași. Încadrarea aia e aceeași. Cu grade didactice, cu definitivat, gradul 2, gradul 1 și așa mai departe. Gradații de merit. Lucrurile stau la fel. Dar este de muncă. Fără îndoială este o inechitate chestia asta, pentru că, a spus și dumneavoastră, bine, și în învățământ, cât durează activitatea la clasă, la sală? 50 de minute. 18 ore pe săptămână. 18 ore pe săptămână. Da, până la urmă și eu am aceeași încadrare la CSS, tot 18 Da, dar realitatea e puțin diferită la CSS. Sâmbătă avem antrenament, de exemplu. Da, plus deplasări. Pentru că duminica avem meciuri. Dacă avem duminica meci, nu poți să stai sâmbătă să nu faci antrenament. Bă, dar avem antrenament. Da. Asta este. E, și vă ajută colegul? Da, colegul meu, Paul Păun, chiar mă ajută. Fiind om de handbal, cum se spune, nu poate să stea numai la antrenamentele cu seniori. El vine și la antrenamentele cu juniorii, la acestea având două grupe de juniori, vine și acolo și vreau să spun că mă ajută foarte, foarte mult. Mie nu-mi place această situație, să aducem antrenori sau profesori din altă localitate, dar nu din avem alt ce județ chiar. Din alt județ, da. Dar nu avem ce să facem. Această activitate necesită oameni pregătiți în domeniu, necesită timp, necesită pasiune și deocamdată cu mâhnire spun că nu am găsit un astfel de om în Alexandria. Prin celelalte localități, orașe, ați mai căutat? Da. Dacă am fost la inspectoratul școlar, am luat lista profesorilor care au specializare handbal, dar și oamenii nu vin. Și bine, pe lângă faptul că nu vin, nu ai cum să-i încadrezi. Bun, vine un om cu specializare handbal, dar unde îl pui? Trebuie să creăm un post. Unde îl creăm acel post? Decât la CSS. Și acolo cum îl creezi? În situația de astăzi, ori transformă o catedră care este pe handbal, ceea ce este foarte greu, pentru că foarte multe catedre au titulari și n-ai cum să faci lucrul ăsta și nu ne rămâne decât să angajăm în mediul privat, cum suntem noi la Atletico Alexandria. În afară Alexandria ați mai sesizat mlădițe de mugurirea handbalului. Serios, așa vorbind, roșiori? Deocamdată am discutat cu un coleg de-al meu care mi-a fost practic și profesor, domnul Dima Emil, acum este la Videle. Da. Și acolo s-a început un... A fost Alexandre, la teologic profesor. Da. Și acolo s-a început un proiect, dar cu fete,
din păcate, spun din păcate pentru că noi nu avem fete la nivel de handbal, cu fete, dar e la stadiul inițial. Abia de acum au început selecția copiilor, formarea grupelor și așa mai departe. Da. În rest nimic, în rest nimic. Nu mai este activitate handbalistică, decât în Alexandria. Păi ce să vă zicem, să avem grijă de dumneavoastră, nu? Cum era? Da. Păi ce se întâmplă dacă prindeți un transfer, eu știu, poate sunteți solicitat din... Se poate întâmpla, luați în calcul și asta, eu știu. Un oraș ăsta mai mare, cine e mai aproape? Târgoviște, mă gândesc că la Brașov e greu să... Da, nu, vreau să vă spun sincer, nici nu m-am gândit la aspectul ăsta. Se poate întâmpla. Și dacă ar fi momentan, nu... N-aș putea să dau curs... Câștigați alotul, vă lăsați de handbal. Asta e altă. Sau investiți bani în handbal. Cum faceți? Da. Da. Eu intenționez, asta o spun acum în premieră, eu intenționez să creez încă două grupe de juniori pe Clubul Sportiv Atletico Alexandria, de copii. Acum vedem în ce măsură. Aici mă refer dacă vom percepe taxe la copii, dacă vom... Se poate face asta la CSS? Nu, am și specificat. Atletico Alexandria, da. Numai în structura privată. Pe CSS nu avem cum să cerem bani copiilor. Da. Asta este un proiect al meu pentru anul următor, pentru anul 2018. Dar tot așa, îmi trebuie specialiști, îmi trebuie profesori. Aștept să termine colegii care sunt jucătorii noștri, care sunt la facultate, la anul vor termina, și împreună cu ei să punem bazele și unor echipe de juniori în sistem privat. Pentru că nu avem altă soluție. Finanțarea pentru copii nu este o finanțare, să zic așa, costisitoare. Nu necesită foarte mulți bani. Ne trebuie în principal câteva poziții în săli și mingi și echipamente. Lucruri pe care le putem achiziționa fără probleme. Federația dezvoltă programe care să sprijine astfel de inițiative? Federația Română de Handbal? Da. Și Federația Română de Handbal are acum un proiect, Mingi în Școli se numește. Da. Și noi ne-am înscris cu CSS-ul, Clubul Sportiv Școlar, pentru acest proiect, prin care va da echipamente și mingi. Mai sunt și alte programe la nivel național care oferă echipamente în urma unor competiții la care trebuie să participi, evident. Și bine, asta din punctul meu de vedere este ultima problemă, echipamentul și mingile și așa mai departe. Problema este să demarezi efectiv activitatea în sine. Să-ți faci grupe de copii, să poți să faci selecție. Să aibă cine să le facă. Să aibă cine să le facă. Așa. Exact, să aibă cine să le facă. Și în momentul în care ai adus copiii și au cât de cât unele deprinderi și au înțeles într-o oarecare măsură jocul, să poți să faci cât mai multe jocuri de handbal. Meciuri. Și în județ e greu. În județ este greu. Ne sprijină destul de mult în această activitate la nivel de copii și juniori Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, prin programe pe care le finanțează dumnealor, prin care noi organizăm împreună cu ei competiții și ei premiază echipele participante. Ați văzut mulți copii care vin întâmplător sau nu prin sala de sport încercând să facă cunoștință cu tainele handbalului, cu activitatea asta. Nu sunteți un om în vârstă, dar aveți experiență îndelungată în handbal și ați văzut multe generații bătând la porțile consacrării. Mai sunt copii care promit din punct de vedere nativ al calităților sau neșlefuiți de la vârste mici își pierd, eu știu, din ritmul ăsta sportiv în general, nu doar handbalistic. Da, eu în 2007 am intrat în antrenorat la Clubul Sportiv Școlar.
Până acum sunt la a treia generație de sportivi. În 10 ani de zile sunt la a treia generație de sportivi. Prima generație a fost o generație foarte bună. Am reușit să ajungem la un turneu final de campionat național, jucători cu calități, nativ, nativ. Da. La a doua generație am jucători cu calități, dar care au explodat mai târziu. Acum la Junior 2, în anul 2 la Junior 2 au reușit să facă un salt foarte mare din punctul meu de vedere. Și mai am o grupă, cea de-a treia grupă, de-a treia generație de mini-handbal, unde numeric stăm bine, avem foarte mulți copii, peste 20 de copii care vin zilnic la antrenament. Dar din păcate am observat o scădere a nivelului calităților motrice. Dacă Haideți la să, dă, primele două haideți să generații exemplificăm am... calitățile Da. motrice ca să înțeleagă și domnii profesori din școlile de zi cu zi ale elevilor și părinții mai ales. Ce înseamnă calitățile astea motrice? La ce vă referiți? Deci, în primul rând, viteză, forță, îndemânare. Dacă nu avem aceste calități, nu avem cum să facem un sport, din punctul meu de vedere. Orice sport. Orice sport. Da. Și vin din ce în ce mai puțini copii care au efectiv aceste calități. Da. Sunt amotrici. Deci văd în școli, când merg în Adică școli să incapabil de fac... mișcare organizată, Da. adică nu se Da. orientează pe teren, nu Da. de sport și nici pe teren în general, Deci au fără busol așa. copii la clasa a treia, a patra, care alergă pe călcâie, care nu știu să facă un pas saltat, un pas sărit. La clasa 3 e bine să nu-i Ce prindeți pe să la vă spun? bacalaureat așa, adică... Da, deci văd din ce în ce mai mulți copii cu deficiențe. Cu deficiențe ale calităților motrice. Asta este o problemă. Din punctul meu de vedere, asta este o problemă. Nu vreau să jignesc pe nimeni, să dau un cineva, dar... Cauzele sunt complexe, nu țin numai de profesori, Da, țin și de văd părinți, de atâtea... mediul familiei, de mediul societății, nu Văd doar at de... atât de multe ore de educație fizică în care nu se lucrează efectiv cum trebuie să se lucreze, din punctul meu de vedere. Sau deloc. Nu știu, asta nu pot să spun eu, dar văd cum se lucrează. Și dacă de la școală copilul nu știe să alerge, nu e învățat să alerge, să sară, diferite jocuri care țin de dezvoltarea calităților motrice de bază. Ce să mai vorbim de mobilitate? N-avem cum. Jocul, și mai ales că jocurile sportive, în general, sunt destul de greoaie, destul de greu de înțeles pentru copii. Și mai ales dacă sunt copii care nu au calități, mult mai greu. Imposibil, Lucrul imposibil. profesorului devine mult mai greu. Da. Handbalul este un sport complex, pentru că necesită, pe lângă acele calități motrice, și o îndemânare mult mai mare. Și nu mai vorbim de O jucători de gândire mână stângă. anticipativă, da, un Da. jucător Nu de mai mână stângă vorbim care de sunt foarte jucători de mână căutați. stângă. Deci vă spun, la generația de 2001-2002 pe care o am acum, nu am un jucător de mână stângă. Dar care folosesc la fel de bine ambele brațe aveți? Nu. Există? Am ambidextru Ambidextru. există. Există. Sunt. Foarte rar, foarte rar, dar există. Da, toată lumea și-a dorit un astfel de jucător. Da, un Maradona handbalistic, așa. Da. Da, cam aceasta e situația cu ce vine din urmă și vorbim de lucrurile care se întâmplă în municipiul Reșița de Județ. În restul județului nu avem așa o prospecție foarte, foarte adâncă a ceea ce se întâmplă cu handbalul. Mi-a fost dat de câteva ori să urmăresc acele olimpiade ale sportului școlar la handbal și Nu. da, nu erau tocmai în regulă lucrurile cum se desfășurau. La licee am văzut și am văzut fazele de la bază când începeau, deci nu elita când ajungeau, pentru că unii mai aveau clase sportive și înșelau ochiul. Da, sau erau jucători de la cluburi sportive Sau care erau la erau anumite licee. la anumite licee și atunci Da. vedeai niște lucruri, dar chestiune de bază, adică, da, și ce dacă e liceu teoretic? Care e problema? Ce dacă e clasă de informatică sau de biologie, de științele naturii? Nu? E interzis handbalul la specializările astea? Adică Nu. nu e interzis, nu? Pentru că exista o concurență foarte mare în orașe între
Da, pentru școli. Că se lucra, de-aia. Acum, da. dacă nu se mai lucrează, da, văd la fazele pe municipiu și pe, și pe județ ale Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, la handbal, sunt copiii care sunt la noi la CSS, sunt la diferite licee, da, participă profesorii cu liceele respective, cu acești sportivi și atât. În rest, nu mai este niciun alt copil care să poată să facă parte cât de cât și să fie la un anumit nivel la acea echipă. Dar asta e situația. Bine, asta e concluzia. Noi trebuie să ne gândim ce trebuie să facem ca să nu mai, în țara asta și în județul ăsta, fără, n-am fost noi fruntea handbalului în Telorman. Nici nu vom fi vreodată. Indiferent câți bani se vor vărsa, probabil. Nu cred că o să apucăm vremuri de genul ăsta, dar exista o efervescență handbalistică aici, în urmă cu 20-30 de ani. Chiar și asta e cuvântul, da, efervescență. Era la turnul Măgurel, era un Ilie Cașcaval care s-a prăpădit și se ocupa de activitatea handbalistică. La Zimnicea era profesorul Nicolae Olteanu, care la fel se ocupa foarte mult de activitatea handbalistică, dispărând acești oameni din acele orașe. A dispărut și handbalul. Asta este problema. La Clubul Sportiv Școlar Turnu Măgurele a fost o secție de handbal și când au venit acele restructurări de posturi, s-a tăiat... Aia a fost prima. Da, aia a fost prima. Municipiul Turnu Măgurele. Da, aia a fost prima. S-a desfințat, s-a terminat cu handbalul. Și acolo. Și au avut atunci o generație, 96-97, o generație foarte bună. Și ne mirăm acum că ne bucurăm la tot felul de rezultate din astea absolut întâmplătoare sau uneori chiar mediocre ale naționalii masculine de handbal. Nu vorbim de cea feminină. Da. Cea feminină a fost, am avut handbal feminin de un nivel bun și decent tot timpul. Dar niciodată la performanțe pe care le-au făcut cândva băieții. Atât la nivel de echipă națională, cât și la nivelul echipelor de club. În România se făcea handbal de nivel mondial. Da, problema este din punctul meu de vedere. Și acum ne bucurăm pentru niște pseudo-rezultate, ne bucurăm parcă suntem din lumea 5-a. Am descoperit mersul biped acum de curând și mingea, ne-a dat cineva o minge, ne bucurăm, adică sunt niște, la băieți vorbesc. Da, da, da. După mulți ani nu mai știam nimic, deci nu mai erau meciuri transmise, de vreun an au început iar acum că au fost niște rezultate, să mai sperăm că o să ne calificăm și noi după 20 de ani pe la vreun turneu final. Problema este că Federația Română de Handbal permite accesul foarte multor jucători străini în campionatul românesc. Credeți că ar fi o soluție restricționare așa? Categoric. Da, categoric. Da. Nu e normal să ai într-o echipă de 18 jucători de primă ligă, să ai 10 străini. Păi, jucătorii ăștia români când mai joacă? Avem două centre, la Brașov și la Sighișoara. Da? Brașovul chiar este cu noi în grupă, la băieți vorbind. Da, la băieți. Da? Da. La Sighișoara este de juniori și tineretul sunt cei de la Brașov. Da. Păi, acești jucători care sunt crema handbalului românesc, cum să intre în sistem? Cum să ajungă să joace în Liga Națională când acolo e plin de străini? Nu au cum. Și ne învârtim în jurul cozii pe românește, cum se spune. Credeți pentru că nu vă dați seama că în Liga a doua sunt străini. Deci dacă au ajuns străini să joace în Liga a doua. Cât e un salariu bun în Liga a doua? Un salariu bun sau mediu în Liga asta? Un salariu bun ajunge la 4.000-5.000 de lei. În Liga a doua. În divizia secundă. Divizia A. Da. Sunt la Bacău, vă spun că sunt jucători care le câștigă 6.000-7.000 de lei pe lună. Se vede în rezultate. Da. Se și vede în rezultate. Da, da. Da. La CSM București, jucătorii care îi aduc de la Liga a doua au 2.500-3.000 de euro. Care vin de la Liga 1 și joacă cu noi în Liga a doua. Da. La Constanța la fel. Sunt 3-4 jucători pe care îi coboară și au jucători de 2.000-2.500 de euro, 3.000 de euro pe lună. N-avem cum să ne comparăm. Pe de altă parte, da, într-un fel vă dau dreptate pentru că până la urmă avem nevoie și de un protecționism, chiar și în domeniul sportului, pentru că atât cât, oricât am investit și cât ne-am muncit să creștem tineri și până în anumite zone ale țării se și cresc tineri, dacă Telorman nu e
niciun capăt de țară, dar sunt, cum spuneați, de centre, de alte orașe mari care au centre și produc jucători. Vă dau un exemplu. Undeva trebuie să, să maturizeze. Și... Exact. Vă dau un exemplu, ca asta ca o paranteză. Din informațiile pe care am și sunt corecte, Federația Bulgară de Basket a interzis timp de 3 ani de zile în campionatul bulgar să mai activeze vreo jucătoare străină. Erau foarte multe americanice. Americanice, da, ca și la noi. Și ex-Iugoslave. Da, ca și la noi. Da? Și Federația Bulgară a spus foarte clar, începând din acest an, vrei să participi în campionat? Ok, participi, dar fără nicio jucătoare străină. Numai jucători din Bulgaria. Poate că așa ar trebui să facem. Pe de altă parte, noi suntem în Europa, domnul profesor, poate ați uitat lucrul ăsta și nu. Chiar dacă nu, n-am uitat. Suntem în Europa și vă spun de ce există libertatea mobilității forței de muncă. Și având liga asta a zimbrilor și a florilor la fete, frumoasă de numire. Da, vă spun, dacă facem o paranteză, jumate sunt străini. Poate mai multe. Deci la CSM București și la fete și la... treaba e altceva, că ăștia sunt jucători profesioniști, deci ei sunt, au statul cum au și inginerii și medici, deci trebuie să circule liber. Da, sunt de acord cu asta, dar de ce mai facem aceste centre de excelență de la Sighișoara și de la Brașov și la fete, la Iași și Vâlcea? Poate că trebuie să punem, să venim cu un procent. Da, măcar cu un procent. Deci niciodată mai mult de 3 jucători, niciodată mai mult de 3 jucători pe teren străin, nu știu, la handball e mult, e jumătate echipă. Da. Asta e o problemă. Federația se bucură. Federația se bucură pentru că încasează niște sume colosale pe transfer. Primul transfer 1000 de euro, al doilea transfer 2000, 3000, ajung la 10.000 de euro să plătești taxe de transfer la un jucător străin. Da? Deci sunt bani în handball, domne. Da, sunt. Mai ales cu această ordonanță de urgență care s-a dat, sunt bani. Bani sunt și acum așteptăm și rezultate. Pentru noi, dincolo de tot și de toate, suntem în Europa. Nu trebuie să uităm lucrul ăsta nici atunci când nu ne convine. Dar și poate că nu suntem pregătiți pentru Europa și că nu ne țin brăcinarele, dar e bine să avem și un protecționist sportiv, pentru că atât cât mai avem, riscăm să-i pierdem. Se întâmplă la fel și în handbalul feminin. Naționale întregi care au mers pe podium la campionate europene mondiale și nu le regăsim în echipele importante din handbalul feminin. Păi nu le regăsim, pentru că acolo se întâmplă alt fenomen. Și alea campioane mondiale. Vorbim în principiu de țările nordice. Țările nordice, deci vă spun că nu au salarii mai mari de 3.000-3.500 de euro. La jucătoare profesioniste, super jucătoare, da? Care sunt campioane europene, olimpice și așa mai departe, atât la masculin cât și la feminin. Dar ei ce fac? Ei au o școală de handbal foarte bine pusă la punct. Nu bine, foarte bine pusă la punct. Cele mai bune. Da? La nivel de copii și juniori. La ei nu vedeți foarte puțini jucători străini în campionat. Foarte puțini. Sunt pentru că sunt slab plătiți și pentru că concurența enormă. Și ei vin, își cresc jucătorii lor, da? Îi țin la început pe niște salarii ok, din care pot trăi bine, da? Și apoi la 20, 21, 22 de ani, rula 7 a plecat în altă parte, vine România unde ia 6.000, 5.000, 6.000 de euro. Bosnia, Muntenegru, Ungaria, da? Să plătești salarii extraordinare, unde Franța, Franța, Germania și așa mai departe. Da? Și când vin la echipele naționale, de-aia îți câștigă titlul olimpice mondiale și așa mai departe. Domnule profesor, poate că ar trebui să învățăm, să vedem care e modelul cel mai folositor pentru România. Că e greu să ne obișnuim cu ideea că totuși au dispus chiar toate calitățile native ale poporului. Doamnelor, domnilor, am vorbit despre handbal, Liviu Candidatu, prezent în studioul Media Sud. Bogdan Coruță vă mulțumește pentru atenție. Vă dă întâlnire săptămâna viitoare cu un nou subiect, cu noi invitați din fenomenul sportiv. Te vorbeam până atunci. Rămâneți cu Media Sud. Urmează știrile. Toate bune. La revedere!